Ierusalimul este deopotrivă sacru și profan. Oamenii își croiesc cotidianul precum semenii lor din oricare alt oraș al lumii. Doar că suma activităților curente este în mare măsură ordonată în funcție de o dominantă perenă care se interferează cu cetatea sfântă și anume pelerinajul. În cele de pe urma zilei dinaintea răstignirii, Iisus a venit adeseori în Ierusalim. A predicat și a rostit pilde spre înțelepțirea oamenilor. Și-a croit drum prin mulțimi, ori a fost deschisă calea de ucenici pentru a se așeza la sfat în locurile unde se adunau pelerinii pentru sărbătoarea Paștelui Iudaic. Apostolii și Mântuitorul veneau dinspre muntele Măslinilor, spațiu de referință al iudeii, care, deși nu este integrat între zidurile Ierusalimului, este dintotdeauna asociat cetății sfinte. Multe dintre sărbătorile evreiești se consumau pe muntele Măslinilor, iar una dintre cele mai importante era cea a corturilor. Ne închipuim, doar printre genele lecturilor biblice, cum ar fi arătat locurile în care oamenii veneau să-L asculte pe Iisus. Scăldătorile erau un pasaj și prilej de răgaz obligatoriu pentru pelerin. Scăldători precum cea de la Vitezda, aflată în zilele noastre la început de cale a crucii. Aici se adunau evreii pentru necesarele purificări rituale înainte de a merge la templu. Aceste băi publice cu funcții polivalente erau legate prin culoare și apeducte de cisterne sau de puținele izvoare care alimentau cu apă Ierusalimul. Fiind loc de odihnă și așteptare, oamenii își rânduiau toate cele în vederea urcării în spațiul sacru de la templu. Biblia menționează că în ultima săptămână Iisus a mers pentru a învăța poporul și în templu, sus pe muntele Moria. Stânca jertfei lui Avram este ocrotită în prezent sub cupola Domului Stâncii. Însă înainte de anul 70, în acest loc se găsea cel de-al doilea templu al iudeilor. Aici fusese adus Iisus ca prunc. În acest loc venise cu părinții săi la vârsta de 12 ani și rămăsese pentru a anticipa înțelepciunea ce avea să se pogoare deasupra oamenilor, dialogând cu preoții. Pe treptele explanadei urcase după intrarea în Ierusalim și din acest spațiu rostise cuvinte de dojană pentru a aduna la oaltă turma cea risipită într-o cele mult prea formale ale credinței. Templul din Ierusalim înseamnă început și capăt de cale. Suntem într-un magazin de pe Via Dolorosa. În spatele meu se află o parte din vechea cetate, din fortăreața Antonia. Este singurul loc autentic din Ierusalim. Înainte de a începe misiunea publică în postul celor 40 de zile petrecute în deșertul de pe muntele Carantaniei, Mântuitorul a fost ispitit de diavol. Iar într-una dintre ispite a fost dus pe aripa templului, în sanctuarul evreilor, îndemnat fiind să se arunce în gol pentru a fi salvat de îngeri. Carantania petrecută după botez în Iordan se întrepătrunde aproape material cu muntele templului. De aici, de lângă Ierihon, muntele cu o înălțime reală de 90 de metri deasupra nivelului oceanelor planetare se ridică semeț, precum un olimp, atins de divinitate și pecetluit pentru veșnicie ca o altă poartă spre Ierusalim. Carantania ascunde în inima pietrei tainele singurătății Mântuitorului. În muntele celor 40 de zile petrecute în post, Iisus a fost la fel de singur ca în noaptea trădării în Ghețimanii. Poate că în chip tainic, dincolo de legile firii, Carantania este tot una cu Ghețimanii. Doar că după grădina cu măslin, urmează o osândire fără de judecată a celui care pe mulți i-a judecat fără să îi osândească.